ziua! Invitat astăzi, alături de mine, în studioul Puterea Știrilor, este domnul europarlamentar Eugen Tomac. Bună ziua, domnule Tomac, și vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Premierul britanic, Boris Johnson, a obținut o victorie răsunătoare la alegerile legislative anticipate de joi. Practic, Partidul Conservator a trecut pragul de 326 de locuri din cele 650 ale Camerei Comunelor, potrivit rezultatelor oficiale parțiale, cel puțin de până la această oră. Ce înseamnă, domnule Tomac, acest rezultat din privința Brexitului? Toată lumea se întreabă, românii, cel puțin din Marea Britanie, se întreabă ce efecte va avea acest rezultat. În primul rând, pentru cei care ne urmăresc și urmăresc declarațiile, vreau să subliniez următorul lucru, că în Marea Britanie această victorie zdrobitoare a conservatorilor în fața laburiștilor are semnificații uriașe. În primul rând că din 1987, când era premier Margaret Thatcher, nu s-a mai obținut un asemenea scor. În doar 2 ani de zile, laburiștii au pierdut 59 de mandate în Parlamentul Britanic. Deci, este un mesaj clar pe care îl dă societatea britanică, care la început a fost extrem de rezervată în a tranșa lucrurile cu privire la subiectul care este în atenția noastră a tuturor, ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Ei, prin acest vot se pune capăt unei crize politice. Și anume, britanicii dau mandat premierului Boris Johnson și Parlamentului Britanic de a încheia în termenul cel mai scurt ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Acum se pune problema dacă va fi cu un acord sau fără acord. Eu cred că va fi cu un acord. Este în interesul ambelor părți. Dincolo de retorica politică, sunt consecințele. Consecințele sunt economice, sunt politice, consecințe care până la urmă afectează în mod direct pe ceea ce este cel mai important, pe cetățeni. Faptul că Marea Britanie pleacă din Uniunea Europeană reprezintă una dintre cele mai mari provocări pe care le traversează Uniunea Europeană de când s-a creat. Și faptul că a durat atâția ani să se pună în aplicare un referendum pe care, în mod iresponsabil, politicienii britanici l-au convocat, astăzi trăim efectele acestei decizii populiste, iar rezultatul de ieri arată foarte clar că societatea britanică în ansamblu a obosit de această tragere de timp, a fost sancționat partidul Brexit, care nu a luat niciun mandat. Este foarte important să subliniem acest aspect. Deci cei care au militat pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană nu au luat niciun mandat în Parlamentul Britanic, deci Partidul Conservator, cel care în mod oficial și-a asumat că va duce la bun sfârșit rezultatul acestui referendum și care a militat prin vocea actualului premier și nu numai pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Concluzionând, mesajul este foarte clar. Cei 300.000 de români, la fel ca și milioane de europeni care se află în Marea Britanie, vor fi afectați de acest Brexit. Noi ne dorim un acord tocmai pentru că oamenii nevinovați n-ar trebui să sufere în aceste decizii cu efecte politice imediate. Și tocmai de aceea cred că va exista un acord, însă el poate fi făcut în termeni foarte brutali și duri, cu consecințe care se poate afecta implicit pe români și pe britanici care se află pe teritoriul Uniunii Europene, sau poate exista un acord care să păstreze o serie de principii care stau la baza sau care pot sta la baza noii relații între Uniunea Europeană și Marea Britanie. Personal, cred că este o pierdere uriașă plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Pentru noi, Marea Britanie reprezintă un partener strategic și sigur că vom coopera în continuare în NATO, dar plecarea din UE reprezintă o pierdere și pentru Uniunea Europeană, dar în mod special pentru România. Dumneavoastră ne reprezentați cu succes în Parlamentul European. Care sunt ultimele discuții de acolo în privința Brexitului? Au fost multe discuții. Există îngrijorări pe această temă? Politicienii europeni sunt extrem de pragmatici. Nu pun atât de multă pasiune cum punem noi, este europeni, în mod special românii, în chestiunile politice.
Dacă cetățenii au decis în această direcție, se respectă decizia. S-a încercat însă, prin negocieri, să se ajungă la un compromis sau chiar la o soluție de a amâna această ieșire la nesfârșit, astfel încât Marea Britanie să nu plece din Uniunea Europeană. Totuși, politicienii care și-au asumat procesul de închidere a acestui întreg complex mecanism de ieșire din Marea Britanie au câștigat. Deci, prin urmare, Marea Britanie pleacă. Poate va exista o perioadă în care își va reveni asupra acestei decizii, dar deocamdată lucrurile în perioada următoare sigur nu. Dar în perspectivă, având în vedere că Uniunea Europeană are proiecte pe care le gândește pentru următorii 20-30 de ani, orice este posibil în politică. Nimeni nu-și imagina în urmă cu 20 de ani că România va arăta astăzi așa. Gândiți-vă că în urmă cu 20 de ani am depus cererea de aderare la Uniunea Europeană și iată că astăzi suntem membru activ și chiar dacă nu suntem deplin integrați, că nu avem zona, nu suntem în zona euro, nu suntem în spațiu Schengen, dar totuși efectele se văd, efectele intrării în Uniunea Europeană. De asta spun că în politică orice este posibil. Dar revenind la această temă, sigur că în Parlamentul European se discută mult despre Brexit. Am avut până în prezent, cred că vreo 7 sau 8 întâlniri cu negociatorul șef al Uniunii Europene, Michel Barnier, cel care este desemnat de Uniunea Europeană să poarte negocierile cu autoritățile britanice, și sigur că s-a sperat la un alt deznodământ, lucrurile sunt clare și eu sunt convins că se va încheia un acord destul de rapid între Bruxelles și Londra pe acest capitol. Ne mutăm acum pe plan intern și vedem că guvernul, noul guvern condus de Ludovic Orban, merge pe asumarea răspunderii în majoritatea cazurilor, poate și din cauza faptului că PNL-ul nu are o majoritate nici la Cameră și nici la Senat. Am văzut că ieri guvernul și-a asumat răspunderea pe modificarea legilor justiției, un punct fierbinte care a înfierbântat România în ultima perioadă. Care este poziția Partidului Mișcarea Populară vis-a-vis de acest subiect și vis-a-vis de această asumare a răspunderii, care, iată, se pune problema că ar putea fi chiar inclusiv pe buget? Da, din capul locului vreau să spun că noi ne-am asumat susținerea moțiunii prin care a plecat guvernul Dăncilă, ne-am asumat susținerea pentru instalarea guvernului Orban, un guvern de tranziție, pentru că eu sunt convins că vom avea anul viitor alegeri la termen, însă țara trebuie guvernată până când va fi legitimată o nouă conducere prin vot. Mă refer aici o conducere politică în Parlament, care să genereze o nouă majoritate. PNL-ul nu are majoritate în Parlament. Există o majoritate fragilă care susține actualul cabinet. Și ăsta este și motiv pentru care premierul Orban merge pe o nouă formulă prin care guvernează, și anume pe chestiunile urgente, unde nu vrea să intre într-o târguială politică pe voturi. Când spun târguială, mă refer la negocieri politice extrem de dure. Și atunci a aplicat această metodă prin care își asumă pe chestiunile urgente răspunderea în Parlament. Ceea ce mi se pare un lucru rezonabil atât timp cât Constituția ne permite acest lucru. Sigur că legat de buget lucrurile sunt diferite. Am văzut un articol din Constituție, chiar 173, dacă nu mă înșel, interzice, spune că bugetul trebuie să treacă prin vot în Parlament, exact, da. Și nu prin asumare. Eu sunt de aceeași părere că bugetul trebuie dezbătut în Parlament. Democrația a suferit mult în România și nu trebuie să forțăm lucrurile astfel încât pe chestiunile esențiale să nu respectăm regulile pe care le avem. Deci cred că bugetul trebuie dezbătut, trebuie votat și sunt convins că premierul Orban are capacitatea de a găsi compromisul necesar pentru a aduna voturile utile trecerii bugetului de stat, poate chiar până la sfârșitul acestui an. Dar nu credeți că această asumare a răspunderii, da, pe care o folosește acum guvernul Orban, ar putea oarecum să fie folosită de guverne, deci să creeze un precedent periculos, de ce nu, pentru guvernele ulterioare?
Poate... Guvernele se expun foarte mult atunci când își asumă răspunderea, pentru că oricând un număr necesar de semnături se poate aduna și depune moțiune de cenzură. Ceea ce a și anunțat PSD-ul mai pe ocolite... Ceea ce este posibil să se întâmple. Deocamdată nu se va întâmpla, observând că PSD-ul are și el probleme, propriile sale frământări, încă nu are un președinte ales, se pregătește de un congres intern. Nu cred că e în agenda PSD-ului să pună umărul acum la o moțiune agresivă. Sigur că declarații politice se vor face. Deocamdată există un consens tacit de a lăsa guvernul actual să-și facă treaba. Altă soluție nu există. Noi chiar am mers mai departe și am oferit acolo unde am considerat că putem recomanda câțiva oameni, inclusiv specialiști pe care am trimis în actualul cabinet, pentru că PNL-ul și-a asumat guvernarea, însă singur nu poate guverna. Nici în Parlament, nici la Palatul Victoria. Prin urmare, în aceste momente de dificultate politică, este esențial să acționezi responsabil. Lucrurile sunt simple. Dacă va exista vreo moțiune, se va întâmpla, nu-l văd pe Ludovic Orban legându-se cu lanțurile de Palatul Victoria, așa cum au făcut alți premieri, și sunt convins însă că dacă va fi lăsat, va încerca să își asume decizii care pot fi implementate într-un termen scurt pe care îl are la dispoziție actualul cabinet. Un alt punct fierbinte, știu că este alegerea primarilor în două tururi și Partidul Mișcarea Populară. A fost o condiție pentru susținerea guvernului Orban. Pentru noi este esențial să revenim la alegerea primarului în două tururi. Nu numai pentru că este un obiectiv politic, ci pentru că eu cred că o resetare a întregii administrații, care, repet, acolo unde avem gospodari buni, lucrurile funcționează, acolo unde avem oameni care au transformat primăriile în propriile moșii politice, lucrurile stagnează. Și când mă refer la primari buni, mă refer la cei care sunt capabili să atragă fonduri europene, care sunt capabili să atragă alte resurse de finanțare, care sunt capabili să se bată în relația cu guvernul pentru comunitățile lor să atragă resurse. Fără bani, o administrație publică locală, fără investitori, nu se poate dezvolta. Ori noi avem comunități întregi izolate, unde oamenii pleacă pe capete în străinătate la muncă, unde nu există niciun fel de suflu de noutate. Vezi comunități abandonate exact ca și cum ieri s-a întâmplat revoluția acolo și nu s-a mai întâmplat nimic în plus. Și vezi comunități unde s-au fructificat toate oportunitățile pe care le oferă România astăzi, administrație publice locale, s-au dezvoltat. Canalizare, apă, gaz, școli moderne, tot ceea ce ține de civilizația zilelor noastre. Ori România trebuie să rupă acest ritm și eu cred că în multe zone este nevoie de o primenire a administrației publice locale și să fie în fruntea acestor comunități primari aleși în urma unui scrutin trecut prin două filtre. Sunt convins că va da o altă față administrației acest exercițiu la care ar trebui să revenim. Sunt absolut convins. Dacă n-am fi avut două tururi, Traian Băsescu n-ar fi fost primarul municipiului București. Dacă n-am fi avut două tururi, foarte multe administrații publice locale ar fi rămas încremenite în proiect. Deci eu cred că la ora actuală cheia pentru a reseta întreaga administrație publică locală este revenirea la alegerea primarului în două tururi. Că vor avea destui primari și cei din PSD și cei din PNL, important este să îi instalăm în fruntea comunităților pe cei mai buni. Cum ar trebui pus în practic acest proiect? Este simplu. Noi avem un proiect de lege în Parlament, el a fost adoptat tacit de Senat, este pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, ai nevoie de un vot. Dacă am reușit să strângem voturile necesare pentru a instala un nou guvern, sunt convins că prin compromis putem găsi voturile necesare, pentru că aproape toate partidele, cu excepția PSD și UDMR, își doresc revenirea la alegerea primarului în două tururi. Atunci trebuie să dăm acest vot și dacă se întâmplă acest lucru până la sfârșitul acestui an, sunt convins că există perspective ca în următoarele alegeri locale,
să se desfășoare în două tururi, ceea ce ar fi un lucru extraordinar, primul și în primul rând pentru țară. Există o majoritate fără PSD și fără UDMR? În Camera Deputaților există. Deci există șanse. Există premize, atâta timp când vor vota și minoritățile și toate celelalte partide, implicit partidul condus de Victor Ponta, eu știu că calculele ne arată că există o majoritate care poate trece alegerea primarului în două tururi. Dar dacă nu va trece, se poate prin asumarea răspunderii? Ar putea să ia în calcul Orban acestă... Prin asumarea răspunderii nu cred că se va ajunge acolo, dintr-un motiv foarte simplu, că actualul guvern este susținut de UDMR, UDMR care condiționează exact de contrariu acest lucru, dar rămâne de văzut dacă vom reuși în Parlament să avem suficiente voturi pentru a trece alegerea primarului în două tururi. Ne apropiem de sfârșit de an. Cum iese Partidul Mișcarea Populară din 2019? A fost un an bun pentru noi, un an dificil, pentru că au fost două rânduri de alegeri, alegerile europarlamentare care din nou ne-au trimis în Parlament, de data aceasta pe mine și pe domnul președinte Traian Băsescu, dar atunci când ne-am înființat partidul nostru, tot a avut primul test alegerile europarlamentare și am reușit pe compropriu să intrăm în Parlamentul European. Am obținut peste jumătate de milion de voturi, deci arată clar că PMP-ul are un electorat propriu. Sigur că sunt multe lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim la noi în PMP, dar ceea ce este foarte important este că și la alegerile prezidențiale, unde noi nu am avut o competiție politică cu doamna Dăncilă sau cu alți candidați aflați în treabă în această campanie, ci l-am avut adversat pe președintele în funcție reales, pe liderul partidului USR și totuși și cu acest prilej partidul nostru a reușit să obțină un scor de aproape 6%, 530.000 de voturi. E o bază pe care o vom fructifica din plin la următoarea bătălie electorală, la alegerile locale. A fost în linii mari un an bun, pot spune, pentru PMP. Sigur că ne-am fi dorit mult mai mult, dar avem energie suficientă pentru a recupera și a învăța din erorile produse până în prezent la alegerile pe care le pregătim cu foarte multă responsabilitate. Care a fost cel mai greu moment pentru Partidul Mișcarea Populară în 2019? Nu știu dacă a existat un moment greu. În viața politică, în fiecare zi, sunt momente care te înfurie și te duc într-un moment în care zici până aici, nu mai vreau, cred că este suficient și există satisfacție atunci când reușești să convingi cetățenii să treci proiecte de legi. Chiar acum vorbeam cu colegii mei și îi felicitam pentru o inițiativă care mi se pare foarte importantă în condițiile în care Europa își resetează întreaga agendă publică și actuala Comisie Europeană stabilește deci prioritate planul acesta pentru schimbările climatice, pentru a combate schimbările climatice. Și mă uitam la colegii mei că au fost destul de pe fază în a propune un proiect de lege prin care cer ca toate autoritățile publice să instaleze stații pentru încărcarea autoturismelor electrice. Statul trebuie să vină cu o serie de politici. Sunt foarte multe lucruri pe care, pentru care te agiți mult timp, creezi documente, creezi proiecte de legi, creezi inițiative și ai și această satisfacție când se și întâmplă ceva. De asta n-aș putea defini un moment, o zi în care să spun că a fost cea mai grea. În viața politică, aproape în fiecare zi, întâmpin momente în care crezi că vrei să te oprești. Ar fi mult mai comod să nu te confrunți cu ele, dar până la urmă asta este politica. Lucrezi pentru oameni, în contact cu oamenii și inevitabil apar și probleme și situații tensionate și momente în care te înfurii pe colegi, dar există și satisfacție atunci când există sentimentul că totuși faci parte dintr-o echipă care încearcă să miște lucrurile înainte. Dumneavoastră ați avut vreun moment în care, nu știu, ați vrut să renunțați la politică? Nu, până acum niciodată. Deci nu v-ați pus această problemă? Nu, pentru că întotdeauna iau lucrurile așa cum sunt și mai mult decât atât. Gândiți-vă că noi traversăm totuși o perioadă de prosperitate, perioada în care România
cu toate nemulțumirile noastre, are creștere economică, există stabilitate din punct de vedere al securității. Sigur că parte din cetățeni sunt nemulțumiți și au plecat pentru un trai mai bun sau pentru un salariu mult mai mare decât ceea ce aveau în țară, în alte state ale Uniunii Europene. Unii se reîntorc înapoi. Dar totuși noi nu avem crize tragice pe care trebuie să le gestionăm ca oameni politici. Ne gândim pur și simplu cum reușim să fructificăm oportunitățile, cum reușim să ne impunem agenda. Chiar ieri seara am avut o discuție extraordinară de câteva ore cu profesori remarcabili care ne-au prezentat o viziune în ceea ce privește cum pot arăta orașele verzi în viitor, ce măsuri trebuie să ia. Deci toate aceste lucruri îți lasă acest confort că contribui la ceva util pentru societate. Nu am avut motive pentru care să spun până aici nu merită mai mult. Sigur că viața politică implică foarte multă muncă zi de zi, care nu se vede. Nu se vede nici la televizor, nu se vede nici în presă, dar pentru a reuși să obții performanță este nevoie de tenacitate, viziune, curaj și acțiune cu responsabilitate. De la anul 2020, ce așteptări aveți? Încă un an cu două runde de alegeri. Avem alegeri parlamentare și alegeri locale. În viața politică este posibil să se întâmple orice. Posibil să ai, dacă ești foarte bun și convingător, rezultate remarcabile. Dacă nu ești suficient de inspirat și n-ai o echipă puternică în spate, poți să te trezești să ai și rezultate la care nu te aștepți și pe care nu ți le dorești. Orice este posibil, însă dincolo de orice, eu cred că trebuie să privim cu mai multă atenție spre sănătate, pentru că vorbim foarte puțin despre sănătate, și să fim mult mai atenți ca oameni politici pe teme ce țin de viitor. Eu sunt tată al doi copii și mă uit cu foarte multă atenție la cum se mișcă lucrurile și ce pot face, astfel încât să am sentimentul peste 10-20 de ani că las în urma mea lucruri concrete care contribuie la dezvoltarea țării și până la urmă la să am sentimentul că am lăsat ceva temeinic în spatele meu. Astea sunt preocupările mele, asta îmi doresc în 2020 să fac, ceea ce am încercat să fac și în anii care s-au scurs până acum, să fiu convingător și ideile bune în care cred să le pot promova și găsi noi aderenți care să le susțină. Anul acesta ați obținut un mandat la Bruxelles. Este primul mandat de europarlamentar. Cât de mult vi s-a schimbat viața? Foarte mult. Foarte mult, în primul rând, că nu am avut obiectivul acesta de a ajunge în Parlamentul European. A fost un întreg complex de împrejurări care m-au determinat să iau această decizie politică, bineînțeles. Și este complicat dintr-un motiv foarte simplu, pentru că eu nu m-am stabilit la Bruxelles. Sunt doar deci două, trei naveta. Zile. Da, absolut. În fiecare săptămână am mers acolo. Le-am spus colegilor că nu stau, prefer să stau la un hotel, să vin exact cum vin cei de prin țară la București, din Baia Mare, colegii mei din Mureș, din Iași și Timișoara sau alte zone din țară. Stau două, trei zile de plen la București și apoi se întorc înapoi în județele lor. Așa fac și eu. Parlamentul European este un loc de muncă. Merg acolo, îmi desfășur activitatea, pun interpelări, intervin, susțin rezoluții importante, intervin pe chestiuni care sunt de interes pentru România și pentru românii care muncesc în Uniunea Europeană, dar activitatea mea de bază rămâne în continuare aici în țară. Cu familia mai aveți timp? Ne-am obișnuit pentru că... Mă gândesc că e greu să faci naveta săptămânală, Bruxelles... Da, dar să știți că și atunci când eram în țară, permanent... se întâmpla să plec de cel puțin 3-4 ori pe săptămână prin diverse județe ale țării sau chiar în străinătate, pentru că timp de 4 ani de zile am fost deputat care a reprezentat românii de peste hotare și înainte de primul mandat de parlamentar am fost secretar de stat în Ministerul de Externe pentru relația comunităților deci noastre. Deci erați obișnuit cu plecatul de acasă. Să îmi desfășor o mare parte din activitate utilizând avionul.
Pe final aș vrea să punctăm câteva elemente legate de faptul că anul acesta împlinim 30 de ani de la Revoluție. Cât de mult s-a schimbat România din perspectiva dumneavoastră? S-a schimbat enorm. Se putea mai bine? S-a schimbat enorm. Ceea ce este tragic este că, din păcate, și o spun aici ca istoric, memoria colectivă este destul de neglijată de societatea românească. Gândiți-vă că au murit peste 1200 de români nevinovați care au ieșit pur și simplu în stradă și au spus în sfârșit putem avea un nou destin. Și pentru asta statul, prin reprezentanții lui legal de atunci, a sancționat omorându-i. Au fost alte mii rănite. Deci sunt oameni care așteaptă de 30 de ani de zile să le se facă dreptate. Statul are obligația să le facă acestor oameni dreptate. Și mă bucur foarte mult că președintele Băsescu a reușit în Parlamentul European săptămâna trecută să solicite și să primească sprijin aproape de la toate partidele importante, partidele mari politice europene, pentru ca săptămâna viitoare la Strasburg să avem parte de o rezoluție în memoria celor oameni nevinovați care au murit, în care se vor marca cei 30 de ani de la Revoluția din 1989. Practic, este un capitol important din istoria națiunii române și mă bucur foarte mult că, în sfârșit, pentru prima dată, Uniunea Europeană va acorda atenția cuvenită din punct de vedere politic acestui moment important din istoria României. Este trist că trecem cu multă ușurință peste ceea ce s-a întâmplat atunci și mai grav este că generația care să plătească actuală încă nici nu înțelege foarte bine de fapt ce s-a întâmplat atunci, cine a tras, de ce s-a tras și sunt doar lucruri pe care oamenii le intuiesc, le înțeleg, le observă, dar încă nu a existat un verdict și asta este cel mai tragic. Da, credeți că vom avea un verdict, cel puțin în acest dosar? Știm că este un dosar deschis de foarte mult timp. Spune clar cine sunt vinovați din rechizitoriu. Din rechizitoriu cu parchetul deja totuși a trimis niște oameni în instanță pentru crime împotriva umanității. Sunt lucruri foarte greu de trecut cu vederea. Există mai multe procese la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, unii cetățeni au câștigat și unde se spune clar, se dau soluții ca statul să nu tergiverseze aceste dosare. Deci, în mod sigur se va afla adevărul, dar foarte târziu pentru cei care așteaptă de 30 de ani de zile să le se facă dreptate. Sunt părinți care și-au pierdut copiii, sunt copii care și-au pierdut părinții și bineînțeles că pentru soarta acestor oameni este fundamental să se facă dreptate. Domnule Tomac, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și să ne vedem cu bine, de ce nu, la anul. Și eu vă mulțumesc. O nouă ediție. Numai bine, vin cu mare drag. Vă mulțumim.